Băi, fraților, salutare, salutare, bine ați venit la un nou vlog. Vreau să facem un filmuleț scurt astăzi. Și ce vreau să vă povestesc, am văzut în ultimul timp că duduie TikTok-ul și chiar și pe YouTube sunt o grămadă de filmulețe, dar în special pe TikTok am văzut cu... și pe Facebook, pe toate rețelele de socializare, cu lupta asta dintre persoanele de valoare care au fost organizată acum în ultimul timp. A fost organizată luptă între Iancu Sterp și, cum îl cheamă, Neveu, Ovidiu Neveu. Și cum să vă spun, a explodat așa pe TikTok probleme, figuri și înainte de luptă toți, era anunțate pe toate rețelele, toată lumea era cu sufletul la gură să vină odată lupta, să vadă lupta, să vadă cine câștigă, să se ferească Sfântul. Bun, s-au luptat ei acolo, o luat-o în freză Neveu, cât a fost el de șmecher, făcea figuri, era curajos să umfla în pene, l-a executat ăsta, în fine. Ce să vă spun? Bă, dar chiar ce am vrut eu să vă spun, toată România s-a învârtit în jurul la lupta asta și toți vorbesc numai și numai de luptele astea. Au mai fost și alte lupte între alte persoane de valoare care le avem noi în România. Și asta este. Deci au ajuns să o mediatizeze toată chestia asta. Acum ce vreau eu să vă spun? O chestie bună nu se mediatizează, nu explodează. Dacă e ceva bun de făcut, nu știu, de exemplu, în fiecare an este o... Stai să pun asta, că nu stă. Vedem un piculeț. În fiecare an se ține o... Cum îi spune? Se organizează un seminar, Money Days se numește. Deci în fiecare an se organizează Money Days, unde vin o grămadă de speaker din România, nu știu dacă vin din străinătate, dar vin oameni care, de la care ai ce învăța. Înțelegeți? Și despre chestia asta nu se mediatizează, nu apare pe TikTok. Înțelegeți? Chestia asta nu apare pe TikTok, pe YouTube, pe asta, nu toată lumea să vorbească, ai văzut ce a spus omul ăla, ai văzut ce ne-a învățat de bine, ce... Nu! Nu are nimeni treabă. Ori scăzut bursele, ori scăzut bursele de le lua supărare acum, ori scăzut piața cripto, ori scăzut o grămadă de lucruri, e războiul în Ucraina, avem încă și COVID. Numai dintr-o dată totul s-a redus, nu contează că au scăzut bursele, pe oamenii de rând nu interesează că scad bursele, scade piața cripto, nu interesează că trebuie să ne pregătim sau să prindem niște oportunități. Băi, acum au scăzut bursele, să ne educăm, să prindem niște oportunități, să facem ceva, să investim, nu, nicio șansă. Dacă se luptă Ian cu Sterp și cu Ovidiu Neveu, ei, ok, suntem la fix, nu mai ne trebuie nimic, practic nici de mâncare nu ne mai trebuie dacă se luptă ăștia doi. Plus că s-au mai luptat și alții înainte, v-am spus, dar asta a fost lupta principală, care i-a făcut reclamă, au avut grijă să-i facă reclamă cineva pe toate rețelele de socializare și, v-am spus, s-a viralizat toată chestia asta. Înainte de luptă abia așteptau ăia să lăudau. Stați-mă un pic, vine poliția, acum să vedem, mă mai ia și de tura asta. Aia să-l lăudau că am oprit motorul pentru că, deși e cald, am lăsat un pic clima pornită. În Germania nu ai voie să stai cu motorul pornit,
să vedem, se duc. Doamne ajută. În Germania nu ai voie să stai cu motorul pornit nici în parcare, nici pe stradă, nicăieri. Ai pornit, ai plecat și ți-ai văzut de treabă. Deci nu stai cu motorul pornit. Și poate se, pentru poluare, să nu poluezi atmosfera. Și pe chestia asta se poate lua de tine. Așa, și ce am vrut, asta am vrut să vă spun. Deci s-a viralizat toată chestia asta. Înainte toată lumea vorbea, ăla se lăuda că îl bate, îi dă doi pumni la coaste de ce-o zis că îi face, nu știu ce. De el a luat o freză, el a fost o găină de om, l-a bătut ăla de la nebun. În fine, nu că ar conta, dar vă spun, deci s-a lăudat, ăla l-a să lăuda că îi face, în fine, s-a rezolvat toată treaba. Și acum, în timpul luptei, iarăși, toată lumea cu sufletul la gură să vadă cine câștigă și acum se vorbește, îl ironizează pe Neveu, că a luat-o în freză și îl ridică în slăb pe ăsta la și tot așa. Cam astea sunt valorile noastre, vedeți voi? Astea sunt... Asta e ceea ce ne interesează pe noi, românii. Și dacă ne limităm la chestia asta, nu învățăm ceva bun, nu ne interesează și lucruri care ne dezvoltă, cum v-am spus, despre investiții, despre cum ne dezvoltăm noi personal, despre, nu știu, o grămadă de chestii, despre educație spirituală, educație financiară. Când o să ne intereseze lucrurile alea și o să se viralizeze lucrurile, o să vorbească pe TikTok de lucrurile alea, atunci o să trăim și noi mai bine. Deocamdată rămânem încă tot la stadiul ăsta, la bătăi între unul și altul, care se laudă pe TikTok. TikTok-ul a devenit și YouTube-ul la fel, și Facebook-ul. Dar acum pe TikTok s-a viralizat chestia asta, a devenit TikTok-ul o platformă unde se amenință interlopii și, nu știu, bombardierii, se amenință pe TikTok non-stop cu țâte, figuri, te dau, te fac. Chestiile astea, pe urmă, nu știu, a apărut o carte românească care o știe toată lumea. Cineva care dresează lei, în fine, mai departe știți voi. Deci a apărut și cartea asta și suntem concentrați pe lucrurile astea. Când o să ne concentrăm pe alte lucruri, care v-am spus, ne dezvoltă, pe educație financiară, pe dezvoltare personală, pe investiții, pe educație spirituală și pe alte chestii, atunci o să o ducem mai bine. Până atunci o să avem politicienii care merităm, o să avem traiul care merităm, viața care merităm, o să lucrăm până la pensie, de o să cădem în cap, la pensie nu o să avem bani să trăim și tot așa. Adică o să trăim ca și până acum. Nu o să se schimbe nimic până nu ne schimbăm noi înșine. Atâta timp cât noi idolizăm niște non-valori care apar non-stop și care au grijă să se promoveze pe rețelele de socializare, ne merităm soarta. Ce să vă mai spun altceva? V-am spus, sunt cărți traduse și sunt chiar și autori români care au scris cărți extraordinare și care nu apar pe TikTok sau pe Facebook sau pe, nu știu. Bă, frate, dar a apărut o carte, n-are rost să, v-am spus, cineva care dresează lei, care și la televizor a apărut și peste tot, orice român, cred că dacă îl întrebi, știe de cartea aia. Bravo lor! Urmărim canale de YouTube care nu ne învață nimic, nu știu, înoată cheluțul și alt, și n-am nimic cu Dorian Popa, mi se pare un băiat inteligent, deci îl duce capul. Le oferă la români ceea ce vor ei. Nu, deci le oferă ceea ce vor ei și
trăiește, regește, face o grămadă de bani și el la fel și alții. Sunt și canale care ne educă, din care putem învăța ceva. Dar nu, noi nu, nu că sunt, sunt o grămadă, o grămadă, o grămadă de canale românești care dacă le urmări, ai învăța o grămadă de lucruri. Din ce v-am spus eu despre educație financiară și dezvoltare personală și este și un canal care face recenzii la cărți și o grămadă, o grămadă. Dar noi nu, investiții și astfel, și mai știu ce. Dar noi nu, noi viralizăm chestiile negative, luptele, parcă e important cine o câștiga sau de ce s-o bătu sau fără niciun motiv, doar ca să facă, să facă, să facă bani, să facă vizualizări și chestii din astea. Da, cine e, cine e prost? Ei care, care oferă chestiile astea care se cer sau noi românii că le, le vizionăm non-stop în loc să vizionăm ceva ce ne ajută? Asta e. Încă mai, mai trebuie să treacă câțiva ani până o să înceapă să, să, să viralizeze și educația financiară și dezvoltarea personală și investițiile și alte chestii care ne ajută să, ne, să, să trăim mai bine. Până atunci, rămânem la luptele în ring cu, cu pumnul la coaste care nu știu ce-i face la ăla, cu, nu l-am prins la sol, dacă îl prind la sol îl omor, când l-o prins la sol o luat-o în freză și din astea. Bombardieri care se amenință non-stop pe toate rețelele de socializare, chestiile astea. Rămâne la astea, asta e. Cam atât am avut de zis, v-am salutat. Până data viitoare, eu vă urez drumul bune și nu uitați, fiți deștepți că de proști zace țara. Ciao, ciao!